Lavinia, bună dimineața, oameni buni, oameni dragi. Bună dimineața, colegilor, bună dimineața tuturor. Este marți și facem harți la distracție. Bravo, bravo, bravo. Bună dimineața, Mihalis. Bună dimineața, doamnelor, domnilor. Bună dimineața, colegilor. Bună dimineața, prieteni dragi. Pentru că sunteți prietenii noștri, dragii noștri. Astăzi vom avea o emisiune extraordinară. Ce zic eu extraordinară? Astăzi vom face o petrecere, măi, cum nu s-a mai văzut și cum nu s-a mai pomenit. Bravo, draga mea, Lavinia, de când îmi era dor de o petrecere cum nu s-a mai văzut și cum nu s-a mai pomenit, pentru că de aceea ne trezim dimineața să venim la frumoasa noastră emisiune Matinal și Populari cu frumoșii noștri telespectatori, minunații noștri oameni care ne privesc în fiecare dimineață. Ei sunt minunați, noi suntem minunați și avem invitați, invitați minunați. Știi că nici nu m-am mai luat somnul azi noapte. Da, pe cuvântul meu, nu m-am mai luat somnul azi noapte de emoție să vin odată la muncă și am venit ca niciodată, eram la 7 fără ceva aici. La 7 fără ceva? Iar te-ai trezit la 5. Pentru că poți. Da. Pentru că poți, doamnă. Așa-mi place. Așa-ți place. Doar, draga mea, Lavinia, arăți foarte bine astăzi, ai o ie superbă. Mulțumesc, Mihalis, am o ie nouă, nouță. Vreau să le salutăm pe fetele de la Ponoarele. Puteți intra și dumneavoastră pe Facebook-ul lor, ie tradițional românească. Și uite ce cusătură frumoasă și ce culori frumoase. Draga mea, Lavinia, lasă-mă să-ți fac o piruietă în această dimineață. Păi, te las eu să faci tu piruietă. Ia uitați, doamnelor și domnilor, ce colegă pot să am în fiecare dimineață. Știu că toți băieții mă invidia pentru că stau lângă așa o superbitate feminină. Trebuie să spunem adevărul. Sunt acolo invidioși? Foarte mulți, foarte mulți mă invidiază că în fiecare dimineață mă trezesc în fața telespectatorilor lângă tine. Și pe mine mă invidiază fetele. Bura lumii slobodă! I frumoase și trebuie să o salutăm și pe Iulia Martinescu. Ce să facem? Așa este gura lumii. Da. Și apropo de treaba asta, am putea să facem și tema emisiunii. Despre gura lumii? Mm-hmm. Nimeni nu astupă! Nimeni nu astupă gura lumii, doamnelor și domnilor! Și tema emisiunii noastre de astăzi este despre gura lumii! Ha? Eco! Eco, așa este. Dumneavoastră, ce părere aveți, doamnelor și domnilor, da, despre gura lumii? Ascultați ce zice unul și altul? Sau faceți ce vreți dumneavoastră, ce vă spune sufletelul? Oare este bine să ascultăm ce ne spun ceilalți? Sau în viață plecăm de la premiza că suntem unici și valoarea ne-o facem singuri? Nu ne-o dă gura lumii. Măi, eu zic că este bine să asculți și de gura lumii și să faci ce vrei tu și ce crezi tu că e mai bine pentru tine. Așa trebuie să faceți, păi, și dumneavoastră. Păi cine știe mai bine decât tine? Ce... Cine te cunoaște, cine te mai cunoaște, bine? Cine te cunoaște, da. Cine știe de ce ai tu nevoie în viață? Și de la ce aspiri și cât poți să faci pe lumea asta. Da. Că trebuie să existe și întrebarea, măi, eu exist, dar cât pot să fac eu pe lumea asta? Cât pot? Vedem ce părere au și telespectatorii noștri, pentru că vom posta o fotografie pe Facebook-ul nostru, punem acolo și tema emisiunii și am văzut că dumneavoastră ne lăsați atât de multe mesaje. Din care n-avem învățăm? Timp, n-avem timp pe parcursul acestor 3 ore să le citim, dar după emisiune noi pe toate le trecem așa în vizor și vă mulțumim tuturor pentru că sunteți foarte atenți la temele emisiunilor noastre. Așa este, draga mea, Lavinia, pentru că telespectatorii noștri sunt cei mai buni colaboratori și învățăm foarte multe de la ei. Am învățat poezii. Mi-e dor de Marinică Uță și de poeziile lui. Ne scrie în continuare poezii, domnule. Da, am văzut. Mariana Radu, la fel, ne trimitem fiecare dimineață mesaje. Doamna Ștefana Popescu, Năzdrăvănel. Da, Năzdrăvănel și Năzdrăvănica. Să știți că nu vă uităm, suntem atenți la ceea ce ne scrieți. Luăm în considerare toate propunerile dumneavoastră și după cum bine vedeți, le punem și în practică.
astăzi, dragul meu Mihalis, vom avea, așa cum am spus la începutul emisiunii, o petrecere de zile mari, dragilor. Vă invităm și pe dumneavoastră. Nu vreau să vă spun nimic. Nu vă dezvălui nimic. Astăzi sunt mai tăcută ca oricând. Nu mai spun nimic, rămâne totul surpriză. Gura lumii, doamnelor și domnilor, gura lumii slobodă, doar gura lumii vorbește în această dimineață. Și vreau să vă spun decât un singur lucru. Edno TV este televiziunea tuturor românilor. Dacă vreți să veniți la noi, lăsați-ne un mesaj pe Matinal și Popular și vă vom contacta. În ultima perioadă ne-au trimis foarte mulți artiști mesaje și încet, încet vor veni la noi, la Matinal și Popular și uite așa, ne facem prieteni. Prieteni noi pe care dumneavoastră îi cunoașteți și apreciați și vă bucurați de prezența lor în fiecare dimineață doar pe Edno TV. Sunt foarte mulți tineri care au îmbrățișat cântecul popular și vor să apară la televizor, vor să-și promoveze melodiile. Noi vă așteptăm pe toți cu brațele deschise și îmi place foarte mult când ne facem prieteni noi. Așa este, draga mea, și singurul critic al nostru este publicul, nu gura lumii, pentru că aceea e slobodă. Așa este, dragul meu Mihalis, luăm o scurtă pauză de publicitate. Nu plecați nicăieri, pentru că avem foarte, foarte multe surprize. Hai să vedem ce urmează la Matinal și Popular. Stați alături de noi. Săptămâna începe cu o altă petrecere la Matinal și Populari, marca Marius Baldovin. De această dată o facem lată, aniversându-l pe saxofonistul Ionel de la Cetate, care va sărbători alături de prietenii cei mai apropiați și de impresarul său, Marius Baldovin. Astăzi, platoul matinalilor vuiește de muzică și voie bună. Să înceapă petrecerea! Prieteni, știm că sunteți cu noi și în această dimineață vă mulțumim tuturor. Puteți intra deja pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Populari. Dați un like paginii noastre în cazul în care nu ați făcut-o până acum și scrieți-ne mesajele voastre, pentru că le așteptăm. Avem și tema emisiunii, avem tot ce trebuie. Avem tot ce trebuie, doamnelor și domnilor, și vrem să intrăm în gura lumii. Uneori de bine, uneori mai puțin bine, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Doamnelor, domnilor, în această dimineață v-am promis o petrecere. Iată, invitații sunt la noi în platou, iar petrecerea este pe punctul de a porni. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Marius Baldovin, și bine ai revenit la Matinal și Populari. Bună dimineața din nou, sau știi cum e proverbul? Bună dimineața s-a trezit dulceața, adică eu. Da, scuzați! Am știut, domnule, mă bucur că sunt din nou în platourile voastre. De data aceasta am venit cu surprize muzicale, dar în același timp și cu doi sărbătoriți. Astăzi vă vom chefui până în zori. Așa? Avem doi sărbătoriți. Unul dintre ei își serbează ziua de naștere astăzi, da. Iulica Pistol, bună dimineața și bine ai venit la Matinal și Popular. La mulți ani! La mulți ani! Mulțumesc frumos! Dimineața. Bine v-am găsit! Sunt foarte fericit că s-a nimerit să fie chiar azi. Când mi-a spus Ionel că trebuie să venim azi, zic, măi, chiar în ziua mea de naștere. Cât de frumos! Vedeți? Nimic nu e întâmplător! Și al doilea sărbătorit, Ionel de la Cetate. Ionel de la Cetate, un cunoscut saxofonist din zona Mehedințului, cu toți îl cunoaștem. Și dumnealui sărbătorește pe data de 30 septembrie, dar dacă a venit momentul să-l sărbătorim astăzi... Îl sărbătorim odată pe 22. Cu... Exact. 22, 2 cu, cu 2, 4. Zile. La mulți ani, domnul Ionel. Mulțumesc de la Cetate. Mulțumesc mult, rămâinile. Bine v-am găsit. La mulți bună ani. Dimineața tuturor spectatorilor noștri. Și de data aceasta n-am venit singur, am venit cu niște elevi, sunt acolo în spate. Cu elevii da. Care sunt la scenă. Și dacă îmi dați voie să fac o dedicație... Ba, nu vă dau eu voie de ziua dumneavoastră, vă dau voie să faceți ce vreți. Deci dedic cântecele care urmează domnului colonel Preda.
de la Craiova și să-i mulțumesc domnului Nelu Ciulin și colegului lui pentru sprijinul pe care mi l-a acordat pentru elevi. Cât de frumos! Cât de frumos! Trebuie să le mulțumim celor care ne sprijină și ne ajută. Așa este frumos, este draga mea, important. Lavinia, pentru că astăzi nu trebuie să intrăm deloc în gura lumii. Aceasta este tema emisiunii noastre și la un moment dat o să stăm de vorbă cu fiecare în parte să vedem ce părere aveți despre gura lumii. Gura lumii slobodă sau foaie verde lobodă, asta înțelegeți? Lumea. Poftim? Asta e de când e lumea. Asta e de când e lumea. Dar bună dimineața, Guzman, vrem să vă spunem tuturor. Marius, nu știu ce părere ai despre gura lumii, dar eu vreau neapărat să ne faci cunoștință cu toți prietenii tăi. Repejor. În această dimineață am venit, așa cum am spus, cu invitați pe măsură, doamna Valentina Moroșanu, Marian Moroșanu, Iulică Pistol, Ionel de la Cetate, Ovidiu Arnăutu, da? Petru Scolici, Cătălin Nistor, Diana Ia Tișe. Ia să trecem aici, pentru că... Ovidiu, Antonio Ionuț... La copilașii tăi, așa Pișoreanu, e cu copiii, da? Tăi. Ana Marin, cu toți o știm pe Ana Marin, da? Că nu este prima dată când vine... Doar aici s-a sărbătorit, exact. Ana Marin, nu? A lansat albume. Da? Și Daria Anastasia Dolhascanu. Este mai timidă ea. Să nu... Are și emoții, a venit mami înainte, exact, să începem emisiunea. Are și emoții, este pentru prima dată într-o emisiune TV. Dar i-au nu, trecut e a doua oară, scuzați că a fost în emisiunea mea. Este a doua oară când Daria vine într-o emisiune TV. Are emoții, dar le stăpânim. Dar e prima oară când ne cunoaște pe noi. Exact. Și atunci, da, când ne cunoști pe noi, într-adevăr, trebuie să ai emoții, dacă nu... Noi mâncăm copii în general. Îi mâncăm cu ful și cu tot. Te-am auzit. Și Antonio, Ionuț Tișoreanu este tot așa un copil foarte cu minte. O să-l vedeți la orgă cum o să cânte și o să vă dați seama de talentul lui. Mai Marius, trebuie neapărat să mergi către scenă, să ne cânți, pentru cu că siguranță tu vei deschide această dimineață. Bine ați venit, noi vă spunem și sunt convinsă că vă face o petrecere de zile mari. Ne cântă chiar acum, Marius Baldovin. Hai cu petrecere. Am plecat din țară, în străinătate, și-am muncit din greu, ca să am de toate. Nimic nu lipsește decât familia și plâng după ea, că nu o pot vedea. Am plecat din țară, în străinătate, și-am muncit din greu, ca să am de toate. Nimic nu lipsește decât familia și plâng după ea, că nu o pot vedea. Eu și număr banii ăștia blestemați, care mă despart de surori și frați. Thank you.
oraș pe lume, mostre cadou nebune. Costa în fecioraș, odată mostre cadou blestemată. Costa în fecioraș pe lume, mostre cadou nebune. Costa în fecioraș, odată mostre cadou blestemată. Bate, Doamne, omul prost, că mă-ntreabă unde am fost, mă. Țină naibii de noroadă, vine-ți și-a de cubroboadă. Bate, Doamne, omul prost, că mă-ntreabă unde am fost, mă. Țină naibii de noroadă, vine-ți și-a de cubroboadă. Care-i place mie, la mine nu vrea să vie. Nu știu, mumă, să n-o lasă s-o ia naibii de năpastă. Mândra care-i place mie, la mine nu vrea să vie. Nu știu, mumă, să n-o lasă s-o ia naibii de năpastă. Bate, Doamne, omul prost, că mă-ntreabă unde am fost, mă. Țină naibii de noroadă, vine-ți și-a de cubroboadă. Bate, Doamne, omul prost, că mă-ntreabă unde am fost, mă. Țină naibii de noroadă, vine-ți și-a de cubroboadă. M-a făcut, m-a făcut cu cine-o vrut, mă. Tot așa și eu voi face și-o iubi pe cine-mi place. M-a făcut, m-a făcut, m-a făcut cu cine-o vrut, mă. Tot așa și eu voi face și-o iubi pe cine-mi place. Bate, Doamne, omul prost, că mă-ntreabă unde am fost, mă. Țină naibii de noroadă, vine-ți și-a de cubroboadă. Bate, Doamne, omul prost, că mă-ntreabă unde am fost, mă. Țină naibii de noroadă, vine-ți și-a de cubroboadă.
Doamnelor și domnilor, un copil talentat, un copil simpatic și haios, păstorit de Marius Baldovin. Marius, azi ai venit cu gașca ta de prieteni la noi. Așa cum vezi, am venit cu gașca mea, ai văzut-o pe tânăra artistă Ana Marin. Piesa este făcută de studioul care îl am. Este o tematică foarte frumoasă despre părinți. Păi ce poate cânta la vârsta ei? Da, păi sunt alții care fac și despre dragoste la vârsta asta. Stai liniștită, Lavinia. Păi e importantă și dragostea. Da. Dragostea e bună la orice vârstă. Și gura lumii ce-ar mai vorbi? Ce-ar mai vorbi gura lumii dacă nu se potrivesc temele? Că tu, de-a lungul vieții tale, ai intrat în gura lumii. Dar de câte ori am intrat? Mai, eu vreau să te întreb așa, Marius. Ai intrat pentru că ai vrut sau ai fost expus? Am fost și expus. Dar ți-ai dorit de multe ori să intri în gura lumii. Trebuie să fim cinstiți. Că nu, chiar nu. Nu? Nu.
Nu-ți place așa din când în când să mai arunci câte un cuvințel pe piață? În sensul al bun. Da, aș vrea să arunc. De exemplu, când e vorba de proiecte muzicale sau când este vorba de un eveniment care să-l punem la lume, îți dai seama, da, dar am fost expus în lucruri foarte multe. De exemplu, emisiunile unde am apărut, gen Oana Zăvoranu, sunt Ziana Boroianu, cu toți știm scandalurile care au fost în trecut. Pe care fără să vrei, poate le-ai și creat. Da, poate și publicitatea mi-am dorit-o atunci pe vremea aceea. Te-ai dorit să fii cunoscut? Da, mi-am dorit să fiu cunoscut. Și ai acceptat orice? Am acceptat, până la urmă au fost emisiuni regizate, îți dai seama, și acum nici nu mi-aș mai dori există să mai... Există emisiuni regizate? Da, există. Da, gen cum este emisiunea lui Da, mă gândesc că un sâmbure de adevăr există și în emisiunile acelea regizate, nu? Să știi că nu. Chiar am lucrat adică în... Adică ți se dădea un scenariu înainte, da, și deci, ți se spunea Marius, trebuie să spui asta? Deci, de exemplu, eu când am avut colaborarea cu Oana Zăvoranu, să știi că 3 luni am stat ca să facem acel proiect. Și să știi că a durat o lună de a fi la televizor. Și nu știam ce subiecte să mai facem, gen cu struguri în cap, gen cu serenade, ca să-mi dea cu apă, ceva de genul acesta. Erau emisiuni pentru audiență. Dar în general, așa, în viața ta personală, te-ai expus tu sau ai dorit să ai publicitate? Am dorit să am și publicitate, pentru că și publicitatea negativă, credeți-mă, vă spun sincer. E foarte bună. Este foarte bună. Cine nu știe, este foarte bună. Crede-mă, am avut acum, și un... Acum, pentru că tu îi păstorești pe toți oamenii aceștia și ești managerul lor, da? Ești managerul lor. Le explici că publicitatea negativă este bună? Nu, și nu. Cum ar putea să-și facă, de exemplu, nu știu, domnul Iulică Pistol, este și ziua dumnealui astăzi, ca să reușească în acest domeniu al showbiz-ului, care este foarte complicat. Eu nu doresc la nimeni publicitatea negativă pe care am avut-o eu. Și pe care schimb, lor încerc să le-o construiești firesc, da, normal, prin muzică. Că asta contează foarte mult. Dumnealui este cunoscut. Eu în anii trecuți... Hai să ne referim la copilașii pe care tu îi îndrum. De exemplu, copilașii pe care îi vedeți la masă. Vrei, nu vrei, ești un exemplu pentru ei, Marius. Da, da. Și, trebuie și să știi că am acesta. 150 de copii din România pe care eu îi impresariez. 150? Da, foarte 150 de copii pe care îi impresariez, cu care colaborez. De exemplu, Diana Tișe este o colaboratoare de-a mea. De exemplu, Daria este o colaboratoare de-a mea, că este nouă venită în casa de producție a mea. De-aia este și așa de emoționat. Da, da, și cu timpul vrem să arătăm tuturor oamenilor ce înseamnă folclorul românesc, să-i promovăm tinere talente în folclorul nostru românesc. Pentru că trebuie să le dăm speranța, pentru că au calități vocale. Eu, înainte de a intra în casa noastră de producție, îi testăm, ba la concursuri, ba la festivaluri, ca să vedem ce calități vocale și dacă continuăm cu ei spre drumul... Deci tu vrei ca cei pe care îi îndrumi până la urma urmei în showbiz, dacă sunt și copii care cântă și muzică ușoară și muzică populară, da, să aibă calități vocale, astfel încât să nu fie nevoit să apeleze, da, la scandal. La scandalul. Deși nu le-am spus niciodată de scandalurile mele și nici nu aș vrea să ca acest copii sau ca acest colaborator pe care i-am să nu intre în scandalurile pe care eu le-am intrat fără a gândi la vremea aceea. Înțelegi? Dar să știi că mi-a prins foarte mult, pentru că nu ajungeam unde sunt acum. Crede-mă. Cu alte cuvinte, de azi înainte vrei să închizi gura lumii, da, da, și să urmezi, deci, o cale, așa cum urmează orice manager, de a păstori corect artiștii și care vin la tine. Colaborez cu foarte mulți artiști și eu ceea ce fac de 10 ani. Mai, eu vreau să te întreb un lucru. Am citit zilele trecute despre așa un mic scandal iscat cu maestru Nicolae Bodgros. Da? Da. Am să citit că mi-a prins foarte ce bine. Ce s-a întâmplat acolo? Vreau să-mi povestești în 2 cuvinte. Ai vorbit cu maestru Nicolae Bodgros să vină la un festival pe care tu l-organizai? Deci hai să-ți spun, eu sunt foarte bun prieten cu maestru Bodgros și asta poate să confirme cel dacă dorește să intre prin telefon.
Bun. Ideea este în felul următor. Eu am apelat la un, așa zis, impresar artistic. Nu l-am mai contactat personal pe dumnealui. Având în vedere că dumnealui a colaborat prin niște proiecte de CD-uri cu noi, dumnealui a colaborat cu noi. Dar, având în vedere că am zis, măi, dacă băiatul ăsta... A fost o neînțelegere. O neînțelegere. Acum dumnealui s-a trezit la sfârșitul, la sfârșitul concursului să spună că dumnealui a apărut pe afiș fără acordul dumnealui. Eu l-am contactat și le-am spus. Dar tu ai vorbit personal? Da. I-ai explicat situația, da, explicat situația, a fost o neînțelegere. Okay, iar acel impresar deja este și în rol acest, pentru că l-am dat în judecată. Eu nu stau. Am dat în judecată. Important este că între voi s-au lămurit lucrurile. Da, s-au lămurit treburile, este totul în regulă. Și acel impresar care de fapt a făcut așa ceva va răspunde conform legii. Pentru că casa de producție a noastră și avocatul, pentru că eu am și un avocat al casei de producție, Adelina Arbagic, pe care aceasta vreau să-i mulțumesc, doamna avocat Adelina Arbagic, pentru că se ocupă de acest eveniment neplăcut atât în mie, cât și imaginea a casei de producție a noastră și imaginea artistică a mea, pentru că până la urmă este numele meu în joc. Eu sunt convinsă tuturor. Că da. Te vei mai lovi de astfel. Dar să știi că uneori la mine, să știi că acest scandal mi-a adus și beneficii, pot să vă spun. Pentru că de când cu scandalul cu Botgros, mi-a adus foarte multe evenimente. Și vă rog să mă credeți că când a fost scandalul, de toată lumea, dădea prin presă, la TV. Bun. Două secunde. Am o întrebare. Petruș are și el foarte multe evenimente, pentru că vrem să ne cânte chiar acum. Ok. Da, este pregătit Petruș? Ia să te vedem, tată. E pregătit Petruș. Și talentat.
Bravo! Mai Antonio, mai cum ne-ai cântat un nouă live, doamnelor și domnilor. Poate ne spune domnul Ionel de la Cetate ce vârstă are Antonio. Aveți un microfon acolo, domnul Ionel? Facem rost. Păi până facem rost o să doamna pe doamna Gheorghina, da, și nouă, bună dimineața. Aveți acolo un microfon. În spate un microfon. Bună dimineața. Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit sănătoși. Ce faceți, doamna Gheorghina Croitoru? Uite, numai bine fac. Numai bine faceți. Numai bine. Bine faceți, bine găsiți. Da. Bravo! Acum puteți să ne răspundeți, domnul Ionel de la Cetate. Vă și sărbătorim astăzi. Povestiți-ne despre Antonio un pic. Antonio nu învață la mine, dar e un băiat foarte talentat. Un băiat foarte talentat, da. Și foarte dedicat. Exact. Doamnelor, domnilor, dacă ați fost atenți, el a fost acolo trup și suflet cu orga. Vrem să mergem la cei doi sărbătoriți ai noștri, draga mea Lavinia, și Iulica Pistol și Ionel de la Cetate sunt sărbătoriții noștri de astăzi și vreau să întrebăm ce își doresc de ziua lor. Eu îmi doresc multă sănătate, altceva nimic. Atât. Multă sănătate. Domnul Iulica, ia povestiți-ne. Nimic material, poate sunteți dumneavoastră un pic mai îndrăzneți. Mai devreme vroia 1000 de urași, că am auzit. Da, 1000 da, de urași da, dorea domnul Iulica. Da, da. Cine... Ne-a întrebat cineva ce dorim și asta am spus 1000 de euro acum, dacă s-ar putea. Dacă s-ar putea. Dar ce ați face cu ei? Uite, dacă vine cineva acum cu un plic cu suma respectivă, ce faceți? Scoateți prietenii în oraș? Da, da, da. Cu un plic îl ținem pe drum să-l luăm noi. Da, da. I-am cheltuit pentru că e ziua noastră și am cheltuit... Cum? Cum i-ați cheltuit? Cu prietenii. Cu, cu prietenii, adică da. Ne-ați face cinste. Da, da, da. 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 E, asta este, da. Doamnelor și domnilor. Și vă place să fiți înconjurați așa și de lăutari și de muzică, să mai dați câte un bacșiș? Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. Ai, domnule. Măcar să dăm de ziua noastră, că noi nu dăm în general, dar de ziua noastră... Noi primim. Să, noi primim, noi da. Primim. Noi primim cu ajutorul Dumnezeu să primim cât mai mult. Da. Doamne ajută, și doamnelor muzică și vreau să primim în minutele următoare. Aș vrea să dedic și eu la da. Cineva, la niște prieteni, la... Cei care vin cu plicul. Da, da, la, la Alisa Ramona, la băiețelul ei, la Kevin, pentru că cântecul normal l-a pregătit Ionel, el i-a făcut linia melodică, cuvinte tot, deci text tot este făcut de Ionel de la Cetate și l-am făcut în special pentru toți băieții, pentru care au băieți, și v-am spus, am dedicat lui Alina Ramona, lui Alisa Ramona de la Italia pentru băiețelul ei, pentru Kevin și pentru băiețelul lui Dani Negrea. Ochio show, doamnelor și domnilor. Și pentru băiețelul lui Dani Negrea, un prieten adevărat. Pentru toți prietenii adevărați. Și pentru toți care au băieți în general. Să faceți băieți pentru că fete există. Da, domnul Ionel. Numai puțin. Am făcut dedicații la toată cine lumea. Ați uitat? Pentru soția mea, pentru copiii mei, pentru... Bravo! Cum o cheamă pe soția dumneavoastră? Antonie Speranța. Doamna Speranța, avem și noi o speranță că Valentina Moroșanu va merge la scenă. Așa. Și ne va cânta. Și pentru băieții, pentru fetițe, și pentru mai cine. Pentru Mihaela. Doamne ajută! Pentru toată lumea, doamnelor, domnilor, dedicații fără număr cu Valentina Moroșanu, chiar acum.
Mama, și șterg ochii cu năframă.
Doamnelor și domnilor, simpatică, haioasă, prima dată la noi, la Matinal și Populari, la începutul... Hai că parcă eu am mai trecut emoțiile. Bravo, a venit cu mami la noi aici în platou și ne-a spus, mami ne-a spus, că așa fac mamele, că are emoții foarte mari. Vedeți, fata este minunată, doamnă. V-am spus de la început că copilul va fi extraordinar atunci când va rămâne doar pe mâinile noastre. Draga mea, Lavinia... Păi cine rămâne pe mâinile noastre, nu are cum să se simtă decât bine. Dacă rămâneți pe mâinile noastre, vă ducem pe culmile succesului. De unde am scos-o pe asta? Nu suntem noi nașii succesului.
Da, Daria, avem microfon, păpușă. Vreau să-mi spui cum te simți la noi, la Matinal și Populari. Îmi place foarte mult. Îți place foarte mult. Ce-ți place ție cel mai mult aici în platou? Ce-ți place? Îmi place luminile, culorile, platoul, prezentatorii? Platoul totul. De pe masă, fripturica, cârnăciorul, murătura. Totul. Totul! Îmi place la tine tot. Era și o melodie, doamnelor și domnilor. Ne place la voi tot. Antonio, cum te simți bărbate la noi aici în emisiune? Ai cântat live 100%. Cum te simți? Mă simt foarte bine. Foarte bine. Tu așa ești cu minte de obicei sau doar astăzi încerci să fii cu minte să vrei te vadă? Vrei să faci așa impresie la televizor? Sau tu ești cu minte în general? Sunt cu minte. Ești cu minte! Ana Marin este prietena noastră, este de acasă. Bună dimineața, dragilor! Hai, câtă fermitate! Asta înseamnă, domne, să apardezi la televizor. Așa, bună dimineața, dragilor. Bună dimineața, draga noastră, ce mai faci? Bine, am venit aici. Ai venit aici, întâmplător. Da. Ador totul, luminile, adori. Multe. Așa, tu mai zic că îmi place despre tine. Ador tot, ador la tine tot ce acolo era o piesă. Și pe domnul modelator Mihalis îl adori? Da. Pe amândoi. Pe amândoi, așa, să nu facem discriminare. Pe amândoi la fel sau ne adorăm mai mult? Am rămas prieteni și suntem. Suntem prieteni, am rămas prieteni. Diana Tișă, te rog frumos. Bună dimineața. Bună dimineața. Tu cum te simți în acest platou? Pe platou, pe masă, pe suma? Foarte bine. Foarte bine? Mai vii pe la noi, Diana. Mai vin. Mai vii. Și nouă ne place de tine să știi că ești un copil foarte talentat. Mulțumesc. Mulțumesc. Bravo. Ați văzut? Marius, revenim și la tine, pentru că copiii sunt minunați. Avem aici doi oameni moroșeni. Doi oameni minunați. Da, doi moroșeni până la urmă, pentru că așa îi cheamă. Și culmea, nimic nu va fi întâmplător. Am pregătit noi o surpriză mai încolo. Valentina Moroșanu și Marian Moroșan. Cu U și fără U, am putea spune așa. Valentina, ți-au mai trecut emoțiile? Da. Valentina, am văzut că ai lăcrimat în momentul în care ai cântat. Da. Pentru că știu că se uită mama, tata. Se uită. Vrei să-i saluți? Da. Le urez multă sănătate și să-i dea, să dea Dumnezeu să-i ține cât mai mult. Vreau să știu cum se numește mama care ne urmărește în fiecare dimineață și atunci când tu ai fost izolată la ei, v-ați uitat în fiecare dimineață la Matinal și Populari, corect? Da. Și vreau pădurarul să... Adela se cheamă. Doamna Adela? Da, pădurarul Doamna Adela. Doamna Adela, vă pupăm, vă iubim și vă transmitem toate cele bune de aici, de la Matinal și Populari și vă mulțumim pentru fidelitate. Mă bucur, mă bucur, nu m-am așteptat... E prima oară la televizor? Da. Da, și cum este la televizor? Foarte frumos. Nu e ca și când am fi venit noi la tine acasă și ne-ai fi primit cu de toate și stăm așa la o conversație între prieteni? Da, e foarte frumos aici. Nu m-am gândit că o să ajung aici. Și o să vii mai și des. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat și am ajuns. Era un vis? Un vis pentru tine? Mă gândeam, dar mă gândeam că nu acum, nu-i momentul, nu-i timpul. Dar când e momentul? Când este momentul? Nu știu, dacă atunci când că... îl trăiești. Eu zic că e momentul acum să ne cânte Marius Baldovin. Da, da, așa zic că Marius mă tot gândesc, mă tot gândesc și sunt convinsă că Valentina are în continuare emoții. Draga noastră, trebuie să mai vii pe la noi și să vezi, a doua oară vei avea mai puține emoții, a treia oară scapi de emoții, definitiv. Cu siguranță o să mai parcă. Marius, doar la microfon, pentru că așa e la televizor, altfel nu te auzi. Cu siguranță o să mai participe dumnealor în cadrul emisiunii matinale. Și vă promitem că o să aduc în premieră piese frumoase pentru Matinal și Populari. Hai că te invităm la scenă încet, încet. Doamnelor, fiți cu ochii pe noi pentru că avem un moment în exclusivitate la Matinal și Populari. Avem niște complici, vom face niște lucruri inedite pe care chiar nu trebuie să le pierdeți. Iar în acest moment nu trebuie să pierdeți o melodie extraordinară cu Marius Baldovin. De zile
La 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 la
și toți își fac datorie, că îi scumpă omenia. La 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 la. O salutăm și pe Romina Nemes, doamnelor și domnilor, ne-a trimis astăzi o melodie foarte frumoasă, un videoclip de nuntă superb și să vedeți și dumneavoastră că nimic nu este întâmplător. Nimic nu este întâmplător, doamnelor și domnilor, avem exclusivități la Matinal și Populari pentru că, doamnelor, domnilor, chiar acum urmează o surpriză. Mai e rău ca la surprize, surprize! Haide. Nici nu vă așteptați câte surprize v-am pregătit! În acest moment am îi dau legătura... Ai emoții? Da. Nu trebuie să ai tu emoții. Ba, da. Pentru că urmează să ne încânte un prieten drag nouă, iar Valentina va dansa pe muzica lui. Oare va dansa sau nu? Vom afla! Te rugăm frumos, Marian, să ne povestești despre următoarea ta melodie. Mulțumesc și frumos. Și următorul moment pe care tu l-ai pregătit în complicitate cu noi. Dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Iată melodia care o voi interpreta în momentele următoare. Ea aparține celebrului, cunoscutului și îndrăgitului artist Alexandru Recolciuc. Am acordul domniei sale pentru aceasta, pentru că nu întâmplător. Îl salutăm și noi pe Alex, prietenul mulțumesc nostru. Mulțumesc mult. Bun. Și ca să nu trec și o să spun foarte repede, dați-mi voie să mulțumesc și broderiei din sat, din comuna Văculești, care ne-au pregătit aceste vestimentații pentru astăzi. Foarte frumoase, de altfel. Au lucruri deosebite acolo. Și dumneavoastră aveți un moment deosebit. Dacă îmi permiteți, înainte de a trece la interpretarea melodiei în premieră pentru La Etno. Valentina, momentul acesta este pentru tine. De fapt, cred că este pentru amândoi. Mulțumesc. Pentru că tu ești cântecul vieții mele. Dă-mi voie să fiu melodia care vibrează pe portativul inimii tale. Așa că te voi întreba o singură dată în fața întregii națiuni. Vrei să fii soția mea? Da, mai tare! Mai tare! Da, doamnelor și mulțumesc. Domnilor! Marian Moroșan și Valentina Moroșanu... Ține microfonul, Valentina. Îți va cădea un nu la numele de familie. Doar atât se întâmplă. Nu vreau să-mi schimb niciodată. Se negociază. Valentina, te-ai așteptat la acest moment? Nu. Sincer, eu zic să spui inelul pe degețel, mă rog, hai viitorul să, mire. Te rog frumos, Marian, să-i pui inelul. Momente unice, la Matinal și Populari. Valentina nu a știut nimic, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru complicitate și pentru discreție. Cu mare, mare drag, pentru că, nu-i așa, iubirea ne unește. Valentina, n-ai bănuit nimic? Nu. De asta... De cât timp sunteți împreună? Din de circa 6 luni. O să dai mânuța totuși să pună omul inelul, dacă totuși a. Hai să vedem mânuța și inelul. Priviți, oameni buni, dragostea învinge întotdeauna. Eu îl simt mai emoționat pe Marian în aceste momente. Am văzut acolo culmea, cum s-a tremurat mâna eu și vocea. Dar aș vrea mai multe cuvinte din partea Valentinei. Eu am rămas fără cuvinte. Ai rămas? Este șoc pentru tine. Da, da, dar da. Dar un șoc frumos. Da. Mă așteptam, dar nu mă așteptam inelul aici. Da, nu contează. Contează gestul. Ce nu mă așteptam acum. Nu știu. Dar când te așteptai? Nu ți-a dat niciun semn, Marian? Nu ai simțit nimic? Nu te-a întrebat, hai să vedem, să-ți ia măsura degetului? Am văzut că ți se potrivește perfect inelul. Probabil a studiat turnat vreun inel de-al tău totuși. Da, știu că odată mi-a luat el ceva măsuri la... Da. La o verghetă mai de mult timp, ca să nu se facă legătura cu ceva vreme în urmă. Fii atent, noi facem acum și o repetiție ca și când am fi la starea civilă.
Păi suntem nașii succesului. Păi, bravo, 10! Și... aveți mulțumim, și nași. Mulțumim, înțelegeți? Suntem nașii succesului. Și mai ales părinții care... Așa. Cetățene, Marian Moroșan. De bună voie și nesilit de nimeni. O iei în căsătorie pe Valentina Moroșanu? În mod sigur, da. Valentina Moroșanu, îl iei în căsătorie pe Marian Moroșan? Da. Cât de frumos! Căsătorie în direct la Matinal și Populari. Mulțumim foarte mult. Acum este timpul să-i cânti miresei tale. Mulțumim. Valentina, e timpul să joci. Încercăm să dansăm, să cântăm, doamnelor și domnilor. Cântă Mirele, chiar acum. Alături de noi pe Turcoazică, familia Moroșan de azi înainte. Eu zic că Valentina o să renunțe la o literă. N-are cum.
Doar o literă trebuie schimbată. Vreau să aflu, dragilor, cum v-ați cunoscut. Poate suna puțin dubios sau poate suna ca o poveste inventată. Întâmplarea... E povestea voastră de dragoste și noi mizăm pe ea. Întâmplarea face că, într-adevăr, pe noi cântecul ne-a adus împreună. Începusem să pregătesc un taraf cu câțiva instrumentiști foarte cunoscuți în zona noastră. Nu o să îi pomenesc acum, deși merită din plin. Instrumentiști la care, tocmai pentru că erau cunoscuți, după o vreme de repetiții la ei, într-o seară o întâlnesc acolo. Venea să exerseze cu aceiași instrumente. A fost dragoste la prima vedere? Ți-a plăcut așa din prima secundă? A fost la a doua vedere. Pentru că prima a fost doar atracția. Și nu înțelegeam nici eu. Ulterior mi-a povestit ceva s-a întâmplat la în prima declic. A fost atracția. Trebuie să spun. Ne simțeam că... Ulterior discutam că probabil ne-am cunoscut, noi nici acum nu ne-am înțeles unde ne-am mai văzut. Și am rămas la ideea că ne-am cunoscut într-o altă viață. Și a trebuit să treacă să ne revedem iarăși acum. Ce frumos! Și ce te-a atras la Valentina? Nu știu, totul. Îmi place totul. La tine tot. Așa nu este poți să spui, se obișnuiește, îmi plac ochii, e dulce, are acel vin în coa. Nu, are toate. Are tot! Are de toate, Valentina. Eu am rămas până. Îi place la tine tot. Ție ce-ți place? Ce te-a atras la Marian? Totul. Totul? Totul. Totul. Doamne ajută să vă meargă bine și să fiți iubiți și să aveți de toate, cum avem și noi publicitate. Păi, da. Mulțumim.
și urmi, la 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 la, de folos or fi la lumii, la 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 la. Și băcărări neumblate, ai hai cât ar fi de încurcate, hai dracu de cânta animare, și dar oricare cântare, ai numai, numai așa. Mulțumim, numai Romina Nemes, tot așa, numai așa. Vezi ce frumos, în duet cu Mădălina Cusar. Am ascultat o melodie frumoasă, un videoclip. Și o așteptăm pe Romina Nemes și la Matinal și Popular. Draga mea, Lavinia, da, mai avem un prieten Mihalis bun care deja este în platoul nostru la Matinal și Popular. Vinicius Coracioni, doamnelor și domnilor, a venit în această dimineață la Matinal și Popular. Îți spunem și ție bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce frumoasă este viața! Așa este, bună dimineața și mă bucur să vă regăsesc. Și noi ne bucurăm că ai revenit la Matinal și Popular, Vinicius. Și eu mă bucur. Ești pregătit să ne încânți, doamnelor? Sigur. Doamnelor și domnilor, urmează să ne încânte, să vă încânte Vinicius Coracioni.
Dragilor, Marius Baldovi, știu că trebuie să faci câteva dedicații pentru prietenii tăi de suflet. Da, vreau să dau în primul rând pentru domnul Silviu Prigoană, vreau să-i mulțumesc foarte mult, pentru producătoarea emisiunii Liliana Giapană, pentru doamna Gheorghina Croitor, domnul Ionel de la Cetate, toți prietenii mei care sunt aici în cadrul emisiunii voastre și pentru toți prietenii care mă îndrăgesc ca și artist de muzică populară. Foarte frumos, îți mulțumim Marius Baldovin, draga mea, Lavinia, noi mergem mai departe pentru că, nu-i așa, doamnelor, domnilor, avem doi sărbătoriți extraordinari în această dimineață și vreau să le mai spunem încă o dată la mulți ani domnului Ionel de la Cetate și domnului Iulică Pistol, pe care îl invităm la scenă. De ziua lui trebuie să facă cinste cu muzică bună. Este pregătit domnul Iulică Pistol. Doamnelor, domnilor, îi spunem împreună cu toții la mulți ani, la matinal și populari, lui Iulică Pistol! Ce-mi-am dorit. Deci ori frumos pe lume, lume.
lume dragă, să-i calce mie pe urme. Când crește băiatul mare, raza nu uita ta de soare. Frumușel cu ocăl prui, cu panarta ta de pui. Când crește băiatul mare, raza nu uita ta de soare. Frumușel cu și domnilor, foarte frumoasă melodia. Cred că toți cei care au băieței se regăsesc în piesa dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Dar, domnilor și domnilor, este e cu dar! Lui... E cu dar, se lasă cu dar de la Matinal și Populari. Este ziua lui Iulian Pistol și îi spunem împreună la mulți ani! Mulțumesc frumos! Avem și noi o surpriză pentru tine din partea echipei noastre. Să fii sănătos și la pungă gros. Doamne ajută, Doamne ajută. Trebuie să spui o dorință și să sufli lumânare. Da, da, suflă, suflă, doamnelor, domnilor. Trebuie să suflăm în lumânare. La fix. Să știi că și mir. Bravo. Doamne ajută să se îndeplinească, doamnelor, domnilor, ne întoarcem cu de toate după publicitate! Doamnelor, domnilor, am revenit din pauza de publicitate, suntem la Matinal și Populari și petrecem ca în orice marți. Facem harți la distracție. Ce bine zici! Pentru că noi suntem, doamnelor și domnilor, specialiști în domeniul acesta al petrecerilor. În cazul în care dumneavoastră vreți să vă sărbătoriți ziua de naștere, păi apelați veni, la organizatori. Apelați cu încredere la 2222. Ce mai faceți, domnul Ionel, de la cetate? Așa cum am spus, n-am venit cu mâna goală, am venit cu acest copii minunat. Cu băieții talentați care sunt la scenă, cu care bineînțeles că ne dorim să vorbim și noi. Cu Petrus. Nu se spune. Se spune sunt cel mai cu experiență. Nu folosim cuvinte bătrân pentru că toți suntem cu experiență. Da. Petrus e cel mai mic dintre toți. Petru e cel mai mic dintre toți, dar este și talentat. Și asta e cel mai important. Acolo avem niște băieți extraordinari, elevii dumneavoastră, și am dorit să vorbim și cu ei. Da. Avem microfon acolo. Vreau să ne prezentați pe fiecare în parte și să stăm de vorbă de la cel mai experimentat. Nu, am dat microfonul mai departe. De la cel mai curajos. De la cel mai curajos, da. Da, de la Nistor Cătălin. Cătălin. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ai venit, Cătălin. De când ești elevul lui Ionel? De 5 ani. Și de 5 ani cânti la saxofon? Da, da. Tot de 5 ani? Da, da. De unde dragostea pentru saxofon? Din, poate o zi plină întâmplare, am fost la dumnealui acasă și... Și ai zis, trebuie să fur meserie. Ușor, ușor, da. Și ce frumos sună acest instrument. Desigur. Cătălin, e greu să cânti la saxofon? Este foarte greu. Câte ore studiezi pe zi? Îndeajuns de mult, încât să... Să poți performa. Da, da, da. Mergem mai departe la mezinul nostru. Ia zi, tată. Petrus Colici. Ia zi, tată, de unde și până unde instrumentul ăla e mai înalt ca tine? Lasă că o să crești tu. Da. Crești? Da. Da. Ai emoții? Nu trebuie să ai emoții. Bravo. Așa, de unde dragostea ta pentru saxofon? Eram mic, eram cu părinții mei. Erai mic? Și mai mic de atât? La 3 ani. La 3 ani? Unde erai cu la părinții? La 3 ani mă duceam la nunți cu părinții. Și părinții, eu mi-a venit că era tot un saxofonist. Și mi-a venit drag. Și ți-a plăcut ție cum a sunat saxofonul? Mi-a venit drag, mă, mi-a venit și drag. Și tati și mami mi-au luat unul. Ți-au luat unul? Da. Și te-ai dus la domnul Ionel și i-ai zis, de acum încolo trebuie să învăț să cânt, da. Altfel...
Mi-e drag de instrument. Da. Bravo. Mergem mai departe, dăm microfonul. Domnul Ionel, mergem... Bună dimineața. Bună dimineața și bine ai revenit la noi. Vreau să urez în primul rând domnul Ionel la mulți ani, domnul Iulică. Mulțumesc. Multă sănătate. Și spor în toate. Da. Doamne ajută să avem. Da, da. Tu ai mai fost pe la noi, ești obișnuit cu matinalii și popularii. Ne-ai povestit și data trecută despre dragostea ta pentru saxofon. Și mă bucur să văd că lecțiile tale merg mai departe cu Ionel de la cetate. Da. Felicitări. Mergem Mulțumesc. Și la colegul mai experimentat. Intrăm la categoria grea. La Didu Rubens. Bună ziua și bine v-am găsit. Bine ai revenit. Vreau să le urez la colegii mei, care cântăm de ani buni, la mulți ani, sănătate, fericire mulțumim, să aibă și la mulți bani. Acum la mulți bani! La mulți bani, Doamne ajută să aibă toată lumea. Nu scăpați nici dumneavoastră de întrebare. De câți ani cântați la vioară? Păi... De vreo 40 de ani. Oho, mulți înainte! Da, un mic copil de la 6 ani. Domnul Vinicius, de când nu ne-am mai văzut, cum mai merge treaba, domnul Vinicius? Câte melodii ați mai compus în această perioadă în care cu toții am avut timp să compunem ce ne dorim? Așa este. În total am 100 de piese. Multe înainte, ce să puteți să vă urăm. Dumnezeu. Și mă bucur să fiu din nou în platou dumneavoastră și chiar mi-era dor să fiu. Și le urez și eu colegilor la mulți ani, multă sănătate mulțumim, și mulțumim, sănătate, mulțumim. Pentru că cea mai important, pentru că Dumnezeu este acela care ne binecuvântează cu sănătate și cât avem sănătate putem să le facem pe toate. Doamne ajută să fie sănătoși toți telespectatorii noștri și oamenii care sunt în platou. Vinicius, să știi că noi avem o temă a emisiunii apropo de gura lumii. Ție-ți pasă ce zice lumea sau în general ai făcut așa numai ce ai simțit tu că e mai bine pentru tine? Mi-a păsat și chiar m-a afectat, dar gura lumii, știți cum e proverbul românesc, o astupă doar pământul și nu, acum chiar nu mai-mi pas. Pentru că înaintea lui Dumnezeu mă interesează pe mine să fiu eu sincer, curat și să știu eu că am sufletul curat înaintea lui Dumnezeu și atunci toate lucrurile sunt ok. Pentru că fiecare răspunde înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Pentru că e foarte ușor să judeci, e foarte ușor să uiți de unde ai plecat, e foarte ușor să fii om. Deci e cam greu în ziua de astăzi să fii om. Dar haideți să ne păstrăm omenia. Asta e. Să ne păstrăm. Asta e deviza, zic eu. Omenia și să ne păstrăm bunătatea. Pentru că prin omenie și bunătate suntem cu toții deschiși la frumos, la nou, la tot ceea ce ne înconjoară. Ne bucurăm de fiecare lucru în parte, ne bucurăm de viață. Doamnelor, domnilor... Își păstrează și Marius Baldovin. Zici. Da, 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 năravul. Este la scenă, el iubește muzica, îi place să cânte și nouă ne place să-l ascultăm. Marius Baldovin. Hai cu muzica!
Petru Coazică, doamna Gheorghina, noi să știți că vă iubim foarte tare și ne plac și cântecele dumneavoastră și ne place și felul dumneavoastră de a fi și vreți să ne spuneți așa originalitate cu... Originalitate și autenticitate. Cu simplitate. Cum e, doamnă, cu gura lumii? V-a păsat ce spune gura lumii? Nu mă iau după gura lumii, că n-ajung în niciun... Eram convinsă. Fac ce-mi place și ce simte sufletul meu, da, că e bine pentru... Da, așa întotdeauna? Da. Hotărâtă. Și ce îi sfătuiți pe tinerii care sunt astăzi? Ați fost acolo și cu pe ei la masă. Și pe oamenii în general. Să nu renunțe la visul lor niciodată. Căci mai bine mai târziu decât niciodată. Cum a care a fost visul dumneavoastră, doamna Gheorghina? Altul n-am avut în viață decât muzica. Asta e nebunia mea. Visul meu. Când, când a început frumoasă? Această nebunie? Am început la 3 ani. Vă dați seama că nu știam să vorbesc bine când eu știam să cânt. Și toată viața mea am cântat. Toată viața. Că m-am făcut atât de cunoscută pe cât sunt unii, poate n-am avut atât noroc de mult. Am avut niște grame mai puține eu. Ziceți că totul se reduce la noroc? Da, să știți că fără noroc nu faci nimic. Oricât de mult talent ai avea fără noroc, nu. Cine v-a învățat? Sau de unde ați furat meseria? De niciunde. M-am născut cu ea în sânge. Eram micuță și... Îmi plăcea cum cânta cocoșul și mă uitam la cocoș, la vecin, pângar. Și încercați să-l imitați pe cocoș? Nu, dar mă uitam cum cântă. Mi-era drag cum cânta cocoșul în vecini, la noi. Și mă uitam la cocoș cum cântă. Și după aia încercam și eu să cânt. Doamna Gheorghina, cum cânta doamna cocoșul? Nu vreau să fac ca el. Dar la el, prima dată când am deschis ochii, mi-era drag cocoșul, auzeam cântând în curte, v-a dat seama la țară. Și de acolo am început să cânt și după aia auzeam cum cântă patifonul, gramofonul și celelalte radio. Dar care a fost și... primul cântec pe care îl fredonați dumneavoastră? Ce vă amintiți așa de la din patefon, copilărie? De la casetofon, de la magnetofon. Loc, pe domnul Achimnica, doinele, alea îmi plăceau de la Achimnica. Și nu vreți să ne cântați și nouă un pic, un fragment? Să vă rugăm frumos. Cu tot dragul! Au săracă copilărie, o fost și n-o să mai fie. Fosti nerel copil măi și-acum mi sun om bătrân dar aș bani și-aș cheltui măi copil tânăr de-aș mai fi măi.
și bani și lumea toată să mă-i fiu tânărotată mă. Jos pălăria! Doamna Gheorghina Croitoru, doamnelor, domnilor, să țineți minte acest nume, pentru că este un om extraordinar, autentic și original. Mai rar în muzica populară, autenticitate, originalitate, simțământ și dedicare. Felicitări, doamna Gheorghina. Mulțumesc frumos! Noi vă mulțumim frumos! Este o onoare să ne aflăm lângă dumneavoastră în acest moment. Mulțumesc din tot sufletul. Și să învățăm din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, dar aveți și cântece vesele, doamna Gheorghina. Și vrem să le faceți o dedicație tinerilor noștri, care, bineînțeles că vor urma, bănuiesc că în toamna asta sau poate anul viitor cel mai târziu, faceți nuntă. Hotărât, Marian, păi hotărât. Ai cerut-o la Matinal și Popular, nu mai e cum să mai dai înapoi. Așa este. Doamna Gheorghina, vă invităm la scenă. Tot un refren live? Refren live. Doamna Gheorghina, ce am putea să le cântăm? Nu știți ce vreau să cântăm? Ceva, un obicei de la dumneavoastră din zonă, de Bihor. Ce se cântă la mireasă și la mire? Vai, dar păi nu e înregistrată. Păi nu, live. Așa la microfon. Live, doamna live. Gheorghina. Când, dar nu pe ea, dacă nu știu dacă o să-i placă la lume. Cântec de nuntă, doriți. Da. Cântec de nuntă, doamna Gheorghina. Două strigături acolo. Dacă e cântec cu ce trebuie, parcă m-aș însura și eu, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Hai, da, dacă vă cânt altceva, nu de nuntă. Da, cântați-ne ce vreți, dumneavoastră. Doamna Gheorghina? Doamna Gheorghina, vă iubesc. Nu știu ce să zic eu. Ce vreți? Ce simțiți? Ce ați cânta așa la doi oameni care se iubesc care atât se iubesc. De mult? Ei doi se iubesc. Și urmează să se căsătorească. Ce le-ați cânta așa din sufletul dumneavoastră? Orice. Păi eu am multe, dar nu știu dacă se potrivesc. Ia să vedem. Nu contează. Hai să încercăm. Hai să încercăm, doamna Gheorghina. Cum vreți dumneavoastră, așa. Eu vreau să mă duc la muzică, la domnul Ionel. Vreți la muzică? La muzică, domne. Suntem o emisiune în direct și doamna Gheorghina este liberă să facă ce vrea dumnea ei. Pentru că e minunată. Muzica, doamna Gheorghina, ce vreți, când vreți, cum vreți. Ui, cum o ieșe. Ia. Una de banană. Bravo. La 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 la, să mă aștepte până la vară. Trai la 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 la, că-s mică și tinerea măr. La 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 la, și nu știu ce-i dragostea măr. La 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 la,
și eu cred că ar fi bine. La 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 la, să-i beră tare cu mine. La 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 la. Doamnelor, domnilor, am revenit pe ultima sută de metri la Matinal și Populari și astăzi am petrecut cu oameni minunați, cu oameni talentați, cu oameni care ne sunt dragi. Și uite așa, încet, încet, devin prietenii noștri și dumneavoastră îi urmăriți la noi la Matinal și Populari. Nu uitați niciodată că Etno TV este televiziunea tuturor românilor și vă așteptăm cu mare drag la noi în emisiune. Casa noastră este primitoare, doamnelor și domnilor, și toți cei care își doresc să vină să cânte și să fie auziți de o țară întreagă și nu numai, sunt cu brațele deschise primiți aici la Etno TV. Vă mulțumim din tot sufletul pentru toate mesajele dumneavoastră de pe Facebook și vouă celor de acasă că ne-ați ales și astăzi să petreceți dimineața alături de noi. Îi mulțumim și prietenului Marius Baldovin, cum că, uite, și astăzi și-a făcut așa o echipă de prieteni. Da, și a venit la Matinal și Populari să-i sărbătorească, poate pe cei mai importanți dintre ei. De fiecare dată o să vină cu artiști îndrăgiți ai folclorului nostru românesc și totodată cei care sunt colaboratori de-ai noștri și ai voștri în primul rând, să-i aniversăm așa cum trebuie. Astăzi îl aniversăm și pe Ionel de la Cetate, doamnelor și domnilor, și este timpul să-i spunem la Matinal și Populari la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, mulți ani trăiască. Mulțumim, Antonio, asistentul nostru de astăzi. La mulți ani, Ionel de la Cetate. Să fii sănătos, să ai parte de tot ce-ți dorești tu. Și viață lungă. Ionel, dorința trebuie neapărat să vă puneți și să suflați în lumânare. Dacă nu merge cu o dorință, încercați cu două, încercați cu trei. Bravo! Asta este! La mulți ani, să fiți sănătos! Care este dorința? Să-mi dea Dumnezeu putere să pot ajuta cât mai multă lume. Doamne ajută, așa să fie! Asta înseamnă omenie. Să-i ajutăm pe toți cu cât putem, cu toate forțele noastre, pentru că dacă ne ajutăm oamenii din jurul nostru și nouă, ne este mai bine. Dragul meu Mihalis, trebuie să le mulțumim tuturor invitațiilor noștri de astăzi care au ales să petreacă alături de sărbătoriții noștri și sponsorilor noștri. Bineînțeles, le mulțumim. Din acord pentru sunet, Masaya Decoration Style, IE tradițional românească, atelierul Iuliei Martinescu de la Ponoarele, Mademoiselle Atelier, cofetăriei Claus, Nea Vasile Cozonac și Camand Ramzian, dermopigmentist. Doamnelor, domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Așa vom profita și noi de oamenii noștri frumoși din platou, de sărbătoriții noștri. Pe final, ne încântă Ionel de la Cetate. Ne revedem mâine dimineață la ora 9 fix. La mulți ani!